Salutare! Bine ați revenit pe canalul Întrebarea Întrebătoare. Eu sunt Arabela, iar astăzi vom vorbi despre ceas. Pentru început, ce este ceasul? Ceasul este un dispozitiv ce măsoară timpul. Încă din perioada cele mai vechi civilizații, omul a fost preocupat de măsurarea timpului. La început, oamenii măsurau timpul în funcție de soare. Încă de acum 4.000 de ani, babilonienii împărțeau anul în 12 luni. Și câte zile avea fiecare lună? Fiecare lună avea 30 de zile. În jurul anului 3500 înainte de Hristos, egiptenii au inventat primele ceasuri, numite ceasuri solare. Și au decis să împartă ziua în 12 părți egale. Împărțirea se făcea în funcție de umbra pe care un obiect, poziționat vertical, o proiecta pe pământ. Iar în jurul anului 2100 înainte de Hristos, a împărțit noaptea de asemenea în 12 părți, studiind mișcarea stelelor. În imaginea alăturată aveți obeliscul din Luxor, Egipt. Sumerienii, Iracul de azi, introduc calendarul lunar prin 2000 înainte de Hristos. Următorul pas în evoluție l-au reprezentat ceasurile cu apă. Pe o inscripție funerară datată prin secolul al 16 înainte Hristos este descris un ceas cu apă realizat de Amenhet pentru faraonul Amenhotep I. Grecii au îmbunătățit ceasurile cu apă sau clepsidrele egiptenilor. Faimosul Platon a fost cel care a făcut primul ceas deșteptător, folosit pentru a-i trezi pe elevii din academia sa. Tot în această perioadă, Aristotel utilizează astrolabul pentru măsurarea timpului. Astronomul grec Teodosiu din Bitinia construiește cel mai precis ceas solar din acea vreme. Tot în acea vreme, în China, se construiesc ceasuri bazate pe viteza de ardere. Shen Kuo descrie un ceas cu apă care conținea dispozitive compensatoare care uniformizau scurgerea apei. În anul 725, chinezul Lixing realizează unul dintre primele orologii din lume. În Arabia, Al-Jazari construiește o serie de ceasuri, dintre care cel mai valoros este ceasul castel. Acesta indica atât timpul, cât și poziția soarelui, lunii și stelelor. În Europa, istoria ceasului este legată de un papă. În jurul anului 994, papa Silvestru al II-lea, pe numele lui Gerbert d'Aurillac, realizează la Magdeburg un ceas solar prevăzut și cu diverse indicații astronomice. Toate invențiile de până acum aveau o problemă comună, nu mergeau constant. O primă soluție a venit în anul 1237. Villard de Honnecourt inventează regulatorul cu bară, care avea să mențină viteza constantă. Primul orologiu mecanic din Europa este atestat în 1283, fiind amplasat în turnul mănăstirii din Dunstable. La începutul secolului al XVI-lea, Peter Henlin a înlocuit greutățile cu arcuri spiralate din oțel. Astfel a realizat primele ceasuri portabile de dimensiuni reduse. Către 1670, acestea sunt perfecționate prin introducerea feței din sticlă. Introducerea pendulului și a balansierului măresc precizia ceasurilor. La început, ceasurile de mână erau purtate exclusiv de femei. În 1571, Elizabeta I a Angliei a primit un ceas de la Robert Dudley, descris ca fiind ceas de mână. Până la începutul secolului 20, bărbații purtau ceasuri de buzunar. Primii bărbați care au purtat ceasuri de mână au fost militarii. Spre sfârșitul secolului 19, atunci când a devenit importantă sincronizarea tacticilor în timpul războiilor, fără a folosi semnalizări care ar fi atras atenția inamicului, dezvăluind astfel planurile. Odată cu evoluția științifică au apărut ceasurile automatice, ceasurile electronice și ceasurile inteligente, smartwatch. Aceasta a fost călătoria noastră în istoria ceasului. Până data viitoare, prețuiți fiecare secundă!